de la Morrison, cheesecake nou. Nu-mi place de astea mari, îmi plac și de la The Best, nu obișnuit, Speclose Cheesecake. Cam cam mult, eu de toffee, de ciocolată, de căpșună am mâncat, de toate, de caramelă, dar de Speclose n-am mâncat. Este cheesecake pe o bază de biscuite digestive acoperit cu sos de Speclose Spiced Biscuit, adică biscuit într-un fel biscof, și crumb, tot biscuit presurat de ăștia biscof, să spunem. Și un ciocolată alb deasupra. Fulfat of cheese 40%, digestiv biscuit 27% din făină și zahăr, bla bla, speculoos sos, cramp, făină. Și frișcă mai avea. Mă scurte dacă așa se numește, speculoos, am decis al gust. Sunt cu baza digestivă și avem speculoos cheesecake, tot trebuie să fie, da? Bază de biscuit de asta. Nu pur și simplu îmi place biscoful și m-am gândit că cheesecake-ul acesta să fie bun. Cheesecake-ul e simplu. Eu aș fi vrut ca cheesecake-ul să fie biscof. El e baza de biscuit digestiv ca pistitet. Cheesecake-ul de vanilie, ceva simplu, toată faza e în sosul de deasupra, dar în biscuiță presurați deasupra, pe mine tare nu mă impresionează, că-s puțin. Și într-un fel spune și din speculoos, e doar sosul acesta deasupra. Nu, dar speculoos trebuie să fie un sos de caramel, pur și simplu cu biscuit de asta caramelizat. Eu aș fi vrut ca cheesecake-ul să fie speculoos, dar nu simplu. Că el, într-adevăr, parcă mănânci soft cheese simplu. Și a trebuit baza de biscuite să nu fie digestivă obișnuită, speculoosă. Că a trebuit să facă baza de biscuite biscof cheesecake-ul. Măcar să fie tot cu biscof, poate. Și deja și sosul biscof deasupra sau spre biscof, știi? Nu sos. De atunci era să fie mai vesel. Dar așa până când n-aș zice că e tare impresionant. M-am așteptat la mai mult. M-am așteptat să fie aproape pe un 9, dar e pe un 7.5. M-am dezamăgit. De la Morrison's din regiunea Cake Shop. Făcut manual și care nu pe mult timp. Cookies and Cream Cheesecake nou. Da, să vedem. Ce e mai interesant. Cookies and Cream Cheesecake, cât așa, de vanilie, vanilla butter, chocolate biscuit base, acoperit cu ganache de ciocolată belgiană și bucăți de cookies and cream. Fursecă, un fel de oreo. Și făină. Full fat of cheese din lapte 16%, ulei vegetale, frișc, single cream, Belgian dark chocolate 6%, ou, bla bla, mai scurt. E ca așa. Ești că cheesecake-ul, așa e ganache și... Ok. Biscuitele e tare, dar cheesecake-ul e mare. Și încercăm. Îl tăiem. Așa. Cheesecake-ul chiar calitativ, că e o vanilla butter, adică nu e obișnuit. Frișcă cu single cream făcut, mai are niște mixuri și ciocolată, nu e pur și simplu, dar e ciocolată ganache. Ok. Nu-i rău. Ok, 7.75. Un cheesecake mai exclusiv. De la Morrison Salted Caramel Cheesecake Slices. Așa, vanilla cheesecake cu injecție de caramelă sărată, bază de biscuite îmbogățită cu unt,
acoperit cu glazură de caramel sărată, decorată cu ceva pudră de aur, într-un fel. Full fat soft cheese 26%, caramel glaze 17%, așa din frișcă, caramelă, mai scurt. După descriere, e turbat. Așa. Așa arată. E bun, nota 8,5. Aș bucăți de vanilie. Pudra asta se vede, punctele negre. Calitativ. Cheesecake nou de la Morrison, the best din regiunea asta. Mango și fructe pasiune cheesecake. Așa, cheesecake de mango, sos de fructe pasiune, bază de biscuite de, ca de obicei, digestivă și acoperit cu glazură de fructe pasiune cu sămânță. Full fat soft cheese 28%, frișcă, zahăr, pire de fructe pasiune 5%, mango pire 5%, și restul ingredientelor acolo. Genul cheesecake, da, să vedem cât de tare își merită cheesecake-ul acesta. Și calitate. Faza că eu mă gândeam cu sosul și de una și de alta, dar aici sosul e de fructe pasiune, dar cheesecake-ul e de mango. Tare, asta e bine. Vedem acum să-l luăm de aici. Așa. Nu știu, mai are încă și înăuntru. Văd că și înăuntru și mai este ceva nimic interesant. Ce e mango sau chiar cheesecake de mango? Simte exotic. Sunt tot așa. Nu rău. Aș ajut mango să sunt mai puternic. Fructe pasiune mai puțin. Că fructe pasiune întotdeauna când e mixat cu mango, îi ia tot. Sos în care. Da, oricum e bun. Nota 8. Cheesecake nou. În regiunea asta de cake shop, cu cake shop îmi fac foarte proaspete și expiră rapid. Așa, biscuit caramelizat, cheesecake-ul, baked flavor butter, nici nu știu ce e asta, bază biscuit digestiv, acoperit cu sos caramelă sărată și biscuit crumb caramelizat, full fat soft cheese 17%, făină, single cream, ulei vegetale, zahăr, ou. Mai avem și scorțușoară. Dar de unde n-ai bă, deschide? Da. Deci e... Nici măcar nu era scris cheesecake, era scris butter. Da, să știm. Nu unt butter, dar un fel de, nici nu știu, altceva. Destul de gros, parcă e fos așa. Am mâncat de biscuit caramelizat, dar așa gust nu.
Pata de biscuit e standardă, e peste tot aceeași, dar deasupra mi-e diferit. Cea la care l-am cam înainte, el era mai gustos, dar oricum și ăsta nu e rău. Ok, notă 8.